Bună dimineața, stimați prieteni! De mult ne-am văzut în live-uri. Cred că o să revenim la abordările care le-am avut anterior, în fiecare săptămână, vinerea. O facem astăzi, pentru că avem ceva în agenda planificat pentru ziua de mâine. Dar și au venit foarte multe întrebări la dumneavoastră, de ce așa am hotărât astăzi să răspund la ele și să vin și cu unele mesaje care le consider destul de importante. Ca de obicei, eu să abordez trei subiecte de bază din solicitările dumneavoastră. Primul, evident, este campania electorală, prezidențială. Al doilea, multiple vizite la Chișinău, a diferitor oficiali europeni, ceea ce este un element bun, dar, și care despre acest dar vom vorbi astăzi. Și trei, evident, unele tendințe economice și sociale care trebuie să ne îngrijoreze, trebuie să îngrijoreze guvernul. Cu regret, nu am văzut din partea guvernului careva abordări, careva strategii, cum să ieșim din declinul economic în care intrăm tot mai adânc. Dar să începem cu alegerile prezidențiale. Cunoașteți că mai bine de 12 sau 13 grupuri de inițiativă au fost lansate pentru colectarea semnăturilor pentru cei care doresc să fie candidați la funcție de președinte de țară. Noi am dat deja mesajul. Cunoașteți că noi am fost primii care foarte rapid în decurs de 24 de ore, 36 de ore, am colectat 26.000 de semnături. Limita este 25.000. Noi am prezentat toate 25.000 pentru candidatul independent Alexandru Stoianoglu. Știți deja că domnul Stoianoglu este primul care a fost înregistrat și va fi cu numărul 1 în buletinul de vot pentru alegerile din 20 octombrie. Sunt mulți candidați. Eu vreau să le urez tuturor succese, în afară de cei care sunt la guvernare acum, care în opinia noastră trebuie să plece și cred că vor pleca după acest scrutin prezidențial. Le urez succese tuturor care colectează semnăturile. Este foarte important ca în această campanie electorală, când nu s-a ajuns la un compromis referitor la un candidat unic din partea opoziției, cel puțin pentru turul întâi, noi am făcut pasul nostru, noi am propus un candidat independent, noi vom promova acest candidat independent. Și aici vreau să încă un mesaj către cetățeni. Am auzit multe întrebări, este candidat socialist sau nu? Nu, domnul Stoianoglu este un politician, un candidat la funcție de președinte independent. Cei care votează pentru Stoianoglu nu înseamnă că votează pentru socialiști. Însă toți susținătorii socialiștilor vor vota, sper foarte mult, pentru domnul Stoianoglu. Noi cunoaștem care sunt sondajele, noi avem sondaje interne fiecare 2-3 săptămâni. Nu o să comentez ceea ce desenează în ultimele zile în spațiu public, din nou nu vreau să atac pe nimeni. Noi cunoaștem că va fi turul 2 între doamna Maia Sandu și Alexandru Stoianoglu, lucrul ăsta este deja evident. Ținând cont de ratinguri și anti-ratingurile celor care s-au lansat în această campanie electorală, evident că domnul Stoianoglu are cele mai mari șanse să învingă în tură 2 în fața actualului președinte al țării. Lucrul ăsta se cunoaște, cunosc și cei de la guvernare. De aceea noi vom face o campanie bună, fără atacuri, vom fi foarte activi în teritoriu și faptul că ne colectat în mai bine de 24 de ore 25.000 de semnături, 26, arată că infrastructura partinică a socialiștilor este una foarte bine dezvoltată. Deci vom fi în fiecare localitate, în fiecare familie, cu mesajul nostru, considerăm că toți cetățenii Republicii Moldova au nevoie de dreptate. Dreptate pentru toți. Acesta este mesajul domnului Stoianoglu și mesajul nostru în această campanie electorală. Am văzut că în pofida faptului că noi am venit cu un mesaj către toți concurenții electorali, că nu trebuie să ne atacăm reciproc, că dacă suntem în opoziție față de actuala guvernare, scopul nostru este debarcarea Maia Sandu și pasul de la guvernare, unii au încercat să ne atace deja la această etapă. Eu am primit mai multe solicitări să răspund atacurilor din partea domnului Voronin Vladimir, care suntem împreună în bloc electoral, în Parlament, am fost în bloc electoral în alegerile din 2021. Au fost foarte multe solicitări ultimele două săptămâni, ultimele 10 zile. Vreau să vin doar câteva mesaje. În primul rând, eu rămân ferm pe poziția că domnul Voronin în acești 33 de ani de independență a fost cel mai bun președinte de țară. Și nu mi schimb opinia aceasta. 2. Este straniu atacurile domnului Voronin. Eu înțeleg vârsta înaintată. Poate cineva i-a sugerat să atace socialiștii și liderul socialiștilor și candidatul socialiștilor. Eu cred că nu este bine.
Eu nu o să răspund. Noi avem ce spune. Noi știm de ce și cum s-a lansat și de ce susțin, pe cine susțin în această campanie electorală. Noi nu o să facem acest lucru pentru că oricare luptă politică între opoziție o va ajuta pe Maia Sandu. De ce, stimați parteneri comuniști, mă refer în primul rând la oamenii din teritoriu, ținta noastră este Maia Sandu. Și noi trebuie să avem o campanie în acest sens. De ce, pentru mine a fost foarte stran când Voronin propune semnarea unui acord cu mine, cu liderul socialiștilor, cu două zile înainte, atac care a urmat nu este clar. Adică tu propui, hai să semnăm un acord, că să dăm un mesaj că noi ca bloc electoral, chiar dacă susținem doi candidați diferiți, noi avem poziții comune și așa mai departe, și peste două zile Voronin iese și atacă socialiști. La Nicolae. Опять бесы попутали. Cum ați mai spus. Deci, haideți să lăsăm discuțiile în sânul opoziției, să dă dovadă de maturitate politică, să nu încercăm ca cineva să ne scrie mesaje și ne distrugă rândurile. Ceea ce, până la urmă, va ajuta pe Maia Sandu. Aceasta este poziția mea personală, aceasta este poziția socialiștilor. Ne adresăm către toți concurenții electorali, să dăm dovadă de maturitate politică, să conlucrăm acolo unde este posibil, mai ales ne trebuie observatori la secțiile de votare peste hotare, cele peste 200 de secții probabil vor fi. Și acolo trebuie să găsim oameni. Și aici doar socialiștii singuri sau doar Chicu singur sau nu știu cine, nu va reuși. Aici trebuie să avem poziții comune, să conlucrăm. Să fixăm împreună toate derapajele, încălcările din partea PAS-ului și Maia Sandu. Aceasta este scopul nostru acum. Dar nu să ne atacăm reciproc, făcând lucrul acesta în interesele jucătorilor sau terților jucători. De ce cu alegerile prezidențiale? Eu cred că, evident, sunt doi favoriți, Maia Sandu și Stoianoglu. Da, am văzut astăzi dimineața în noutate că Curtea de Apel a luat o decizie referitor la niște hotărâri anterioare pe dosarul lui Stoianoglu, când a fost pus sub arest, a fost anulate acele decizii. Bine, efect juridic nu mai dau, pentru că omul a fost atunci pus la pușcărie, ilegal, din partea regimului Maia Sandu. Dar aceasta este o lovitură, din nou, din partea CEDU, pentru justiția din Republica Moldova. Pentru că decizia de astăzi a Curții de Apel este ca urmare a hotărârii CEDU. Este încă o victorie morală, în opinia mea, și de drept pentru domnul Stoianoglu și trebuie să recunoaștem că tronul de ceară al Maia Sandu se clatină tot mai mult. Acum mai departe, al doilea subiect care ține și de primul, cei cu caravana aceasta de vizite în Republica Moldova. În primul rând, eu vreau să fiu corect înțeles, ca om de stat, consider că aceste vizite, orice vizită a unui demnitar de rang înalt, că este vorba de prim-ministru Poloniei, domnul Tusk, care noi ne cunoaștem, că este vorba de domnul Scholz, care nu ne cunoaștem, dar este o persoană importantă. Eu cred că orice vizită a unui demnitar străin în Republica Moldova este un element bun pentru imaginea Republicii Moldova. Despre Moldova se vorbește, se aude și acesta este un lucru bun. Dar, și acesta este un dar foarte mare. Atunci când aceste vizite au loc în timpul perioadei electorale, dar noi suntem în plină perioadă electorală, 60 zile perioadă electorală, doar ultimele 30 în campanie electorală, atunci evident că apar foarte multe întrebări. Pentru că marea majoritate acestor vizite au ca scop să susțină actualul președinte Maia Sandu. Și atunci îmi pun întrebarea, dar cei care vă asociați așa mult și faceți foto acum cu Maia Sandu, vă asociați și vă asumați criza de imagine după ce Maia Sandu va pierde aceste alegeri? Gândiți-vă bine la acest lucru, stimați parteneri externi care veniți acum cu în fiecare zi aici în vizite. Eu trec de faptul că fiecare această vizită ne costă milioane de lei. Dacă ieri s-a dus la Mimi cu Tusk, pe ceilalți s-au dus la Cricova, zeci de oameni. Și asta în fiecare zi. În condițiile când avem un buget auster, pentru ce la FAO asta? Pirva vreme ciumă? Numai de ce că să mai ajute Maia Sandu puțin?
Noi înțelegem foarte bine că toți acești 4 ani, Maia Sandu le-a făcut pe plac doar străinilor. Nu așa e. Și în fiecare 10 zile pleca în afara țării și mai primea o medalie. Dar Maia Sandu, acești 4 ani, s-a preocupat mai mult de interesele străinilor. Și eu înțeleg că aceștia vin să o ajute acum, la sfârșit de mandat. Nu o să o ajute, eu am spus cu altă ocazie. Chiar dacă o să vină toți șefii de stat sau de guverne din Uniunea Europeană și o să dea ziare împreună cu Recean, prin piețele din Republica Moldova, asta nu o să ajute Maia Sandu. Pentru ce acum? Pentru ce aceste cheltuieli? Dar, dacă vreți, poftim. Veniți, o să vedem. Eu văd că Maia Sandu merge pe scenariu cum a mers Plahotniuc. Mă refer nu doar la lupta cu oponenții politici, mă refer la, au observat-o toți, culoarea albastră. Democrația era albaștră, ești făcut albaștră. Logo-ul Moldova deja a apărut, are viitor. Logo-ul nostru, apropo, tot a fost că Moldova are viitor. Dar pentru Moldova a fost logo-ul democrației, l-a luat Maia Sandu. Și nu m-aș mira dacă Maia Sandu în timpul apropiat va face ca și Plahotniuc, va înscena un atac asupra sa. Țineți minte cum lângă oficiul lui Plahotniuc a fost deschis un dosar penal, de filmat pe 4 inși, care pe năsâp desenau cum se intre în oficiul Plahotniuc, cum unul se atace de aici, altul sare pe fereastră, altul intră din beci. Eu am informații că îi pregătesc fix așa la Maia Sandu ca să o victimizeze. Uitați-vă, o să-l ducă muși pe Cadârov sau să-l scoată de pe lumea cel, pe cel care a spus deja, Wagner, numai că să victimizeze pe Maia Sandu. Doamna președinte, chiar la asta ați rămas? Chiar atât de tare vă temeți de rezultatele alegerilor, că vreți să faceți și așa ceva? Eu vreau să vă aduc aminte, l-a ajutat? Asta pe Plahotniuc nu l-a ajutat. Și nici pe dumneavoastră nu o să-l ajute. De aceea, haideți să fim oameni serioși, să fim oameni de stat. Cei care au început să facă aceste scenarii, transmiteți-le cu uite, să cunoaște în lume deja. Să cunoaște că voi vreți să înțineați nu știu ce. Lăsați, că nu trebuie dumneavoastră nimănui. De-am nici poporul, nu trebuie nici poporul să dea verdictul la alegeri. Dar toate aceste show-uri de 3 bănuți, de 3 capiși, nu o să mai mergeți pe nimeni. Și de la aceste 2 subiecte importante, haideți să revenim pe pământ, la situația reală în țară. Dar este una foarte proastă. Noi am vorbit într-o emisiune despre exportul, despre PIB, despre multe alți indicatori. Dar eu vreau să abordez alt subiect. Și am spus-o și repet. Cea mai mare problemă a Republicii Moldova, care este? Nu cineva să scrie, că scrie Maia Sandu. Nu, Maia Sandu, tot e problemă. Cea mare problemă este depopularea țării. Oamenii pleacă din țară. Oamenii pleacă masiv din țară. Eu am început să văd mesajele unor candidați la funcția de președinte. Că eu să rezolv ecutoare, că o să crească investițiile, că o să, nu știu ce. Voi, pe cine vreți să duceți în eroare? Nu poate președintele lucruri să facă. Și eu vreau ca următorul candidat la funcția de președință, următorul președinte, să spui foarte clar. Uite ce este real. Ce poate să facă președintele? Uite ce poate să facă subiectul ăsta, ăsta, ăsta. E clar, președintele nu are multe atribuții, dar poate, poate să asigure. De exemplu, următoarele alegeri să aibă loc democratic. Prin instrumentele sale. Să influențeze alte decizii. De aceea, haideți să vedem câți copii au mers la școală în 1 septembrie. Comparați cu anul trecut și să vedeți ce se întâmplă. Eu nu mai spun comparați cu 10 ani în urmă, pentru că e tragedie. Câți studenți erau în 2009, când a fost 7 aprilie încercat de lovitură de stat, și câți studenți sunt acum. Eu cred că fiecare conducător de stat trebuie apreciat după numărul de oameni care au plecat sau s-au întors acasă. Și asta o să fie corect. Principalul problemă este depopularea. Este faptul că rămânem pământ moldovenesc fără moldoveni. Oamenii nu mai cred. Oamenii au pierdut încrederea în viitorul Republicii Moldova. Și asta este problema numărul 1. Dar în același timp ce se întâmplă, uitați-vă, chiar mi-am luat ceva date. Datoria de stat la data de 31 iulie, 110 miliarde, 109,7 miliarde de lei. În 3 ani, cât e guvernul, pas. Nu vorbesc de 4 ani, dacă luăm din 2020, în genere, e prăpăd. În fiecare an de mandat a Maia Sandu, plus 10 miliarde de lei datorie de stat.
Un an 10 miliarde. Un an 10 miliarde. A ajuns fiecare copil care se naște, că eu am cifra, dacă că România mai sandu vreo 23-24 de miliarde dator fiecare om. Am ui dator 45,3 mii de lei fiecare moldovean. Deci asta este rezultatul guvernării Maia Sandu. Oamenii pleacă din țară și cresc datoriile și este nu mai făcut nimic. Noi să mai avem posibilitate să vorbim despre alegeri și eu o să mă adresez la fiecare categorie de alegători. Noi avem despre ce vorbim cu dumneavoastră, dragi prieteni. Dar inclusiv cei care vă gândiți că Maia Sandu trebuie votat, eu am văzut ce isterie s-a început pe la TV, așa numiște analiști politici, repet, Doamne ferește, ce se întâmplă pe data 20 octombrie, voi chiar vreți să mințiți așa în continuare? Nu mai sprăbușește lumea dacă după 20 octombrie n-ați fi Maia Sandu. O să fie mai bine în țară. Și o să conlucreze cu noi toți, și din est și din vest. De aceea, stimați prieteni, cei de la guvernare, neprieteni, coborâți din ceruri și ocupați-vă de lucrurile care îi preocupă pe oameni. Lăsați show-urile astea cu vizite externe. Am văzut că ați făcut 3 zile concert cu Ziua Independenței. Apropo, de grabă să fie sărbătoarea vinului. Dacă Ziua Independenței ați făcut 3 zile, atunci o săptămână să-mi las cu băut. Sărbătoarea vinului. Nu, asta e logică, e plină campanie electorală. Vă dau idei. Dar sper că o luați așa în glumă. Acum câteva întrebări, colegi. Что вы думаете по поводу заявления депутата ПАС Василия Шоймара о том, что власть намерена по примеру Украины закрыть православную церковь Молдовы? Ой, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Есть хорошая пословица. И то, что потом ПАС вышел и сказал, что это не так, это так. Уважаемые сограждане, дорогие друзья, останется ПАС у власти, первый мандат Майя Санду вам покажется цветочками. Не будет страны. Не будет церкви, ничего не будет. Они идут по украинскому сценарию. И часть не маску, он читатель, но и тот сантем крештин. Ну, просто есть форте перекулос. Здесь бинария с учететей. Факту кенчар, как у нас спонок, а стоит позиционный депутат, ну, я все ша. Ла сигур я его дискутат. Пусть он попестил его от лимба, на иди, что его ворбит. Eu știu, eu doar v-am spus și despre LGBT, cum vor ei să introduc unele principii în școală, în grădiniță. Totul se va întâmpla după alegeri. De ce să nu fim iară duși în eroare și mințiți? Programist IT-șnic. Когда в Молдове будут открыты высокотехнологичные предприятия уровня производства солнечных батарей и литиевых аккумуляторов? Также было бы неплохо, чтобы в Молдове производились микросхемы. Хорошие планы. Когда-то это все делали в Молдове. В советское время у нас был компьютерный завод. У нас была очень развитая промышленность, если вы помните. И, к сожалению, ничего этого сейчас нету. Возможно ли это еще раз вернуться? Я думаю, что это да. Склонность нашего населения к разработкам очень высокая. Вы знаете, наши программисты одни из лучших работают за рубежом в разных компаниях. Хорошие программы делались в Молдове. Да, они работают сейчас либо в аутсорсингах, либо там в Великобритании, либо в других странах, но наш народ, у нас была очень хорошая математические вузы и подготовка. У нас политех был очень один из лучших. Поэтому наш народ открыт, склонен к таким производствам. Я думаю, что это можно вернуть в будущем. Но для этого должна быть власть, которая готова сотрудничать со всеми на Западе и на Востоке. А не только с Европой против России. И вводите разные санкции, которые ничем не помогают Республике Молдова. Нам должно быть прагматичное правительство. Правительство, которое будет заниматься тем, что нам выгодно. Но нужно заниматься национальным интересом. Выгодно с Москвой договариваться, встретиться с Путиным. Нужно встречаться с Путиным. Выгодно покупать газ российский? Нужно покупать. Украинцы покупают, у них война с Россией, они покупают украинский, российский газ без проблем. Надо встречаться с Байденом или кто там будет, Трампом. Нужно встречаться, если это соответствует интересам Молдовы. А не ставить себе какие-то клише, что мы не будем с русскими, потому что они против них американцы на данном этапе. Слушайте, Майя Григорьевна и те, которые власти. Американцы с русскими договорятся, а вы останетесь как идиоты на обочине. У них есть разговор, просто они используют
нас как пушечное мясо в своих геополитических интересах. Поэтому надо прагматично подходить к этим всем вещам, исходя из национальных интересов. Иван Андрон, bună ziua, domnul Densu, sunt candidatura domnului Stoianoglu, puteți să vă rugați să ne înțați când îl așteptăm la Bălți sau când veniți dumneavoastră împreună cu dumnealui. Vă mulțumesc. Domnul Ion și alți cei care ne urmăresc, eu vreau să vă informez că în următoarele două săptămâni, începând cu ziua de astăzi și pe data din 19, sunt planificate peste 30 de întrevedere domnului Stoianoglu cu activul Partidului Socialiștilor, nu cu cei care vor face agitații pentru dumnealui. Cam întrevederi electorale mai largi. Da, noi vom fi și la Bălți, domnul Andron. O să vă spun când. Începând cu 20 septembrie, vom începe campania electorală deja, unde vom face întrevederi cu toată lumea. La sigur, vor fi mai multe întrevederi și la Bălți. Noi o să vă spunem, o să fie și anunțuri publice, eu cred că în fiecare săptămână, luni, vor fi anunțuri publice, unde va avea loc întrevederi domnul Stoianoglu în teritoriu. La ce oră? În ce localitate, pentru că lumea se cunoască. Începând cu data de 20 septembrie, acest lucru va fi public și vom informa. Gaze, drăva, drăjai, ce vor ждать предстоящей зимой? Зима будет очень непростой, но я думаю, что тарифы такие, как было, 30 с чем-то лей уже в Молдове не будут. Ситуация другая, чем 2-3 года назад. Конечно, тарифы должны быть намного ниже. Мы об этом говорили, они еще покрывают те схемы, которые были полтора года назад, дорогой газ, энергоком, там очень много вопросов, мы об этом отдельно поговорили, и если нужно, вернемся к этому разговору в одной из передач. Но я хочу ну, только негативный месседж дать, но и положительный. Я считаю, что будет непростая зима, конечно, с учетом ситуации, с учетом больших долгов и дефицитного бюджета Республики Молдова, но я думаю, что будет легче, чем было два года назад. И здесь никакая не заслуга нынешней власти. Просто конъюнктура внешняя такая. Есть одно но, важное но. Что произойдет, если перекроют транзит газа через Украину? Об этом мы слышали. Украинцы говорят, что они уже транзитировать газ российский с 1 января не хотят для Европы и для Балкан. Для правого берега Республики Молдова по обеспечению газа это не проблема, потому что мы еще, будучи мы у власти, мы разрабатывали несколько сценариев поставки газа в Республике Молдова, это уже российского газа, но по другим маршрутам, ну, немножко дороже будет, но газ будет. Большая проблема для левого берега, для Приднестровья. Почему? Потому что на основании на этом газе производится электричество, которое мы покупаем очень по хорошей цене, если не ошибаюсь, 60 или 70 долларов мегаватт. Тогда как в Румынии, в Европе она в 3 раза дороже. Так вот вопрос, как будут поставлять газ для, и по какой цене, для производства электроэнергии на Кучурганской электростанции, вот это основной вопрос, который может ударить по нам. Я не знаю, занимается правительство кто-то этими вопросами, но это нужно очень серьезно обсуждать, включая с приднестровскими коллегами. Потому что они сейчас за российский газ не платят. А если им придется платить за газ по рыночным ценам, нужно понимать, сколько будет электроэнергия, выгодно это нам или нет, и как найти решение в этом вопросе. Этим нужно заниматься. Нина Дмитрова, одноклассники. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Есть мнение о бойкоте референдума и выражение своего мнения путем голосования за или против. Люди в замешательстве. Как поступать? Уважаемая Нина Дмитриевна, я вот выскажу свое мнение и время покажет. Этот референдум не имеет никакого значения. Вот я вам задам вопрос. А если люди выйдут и проголосуют против? Что, правительство остановит переговоры с Европейским Союзом? Конечно, не остановит. Или если проголосуют за, что сразу дадут Молдове какие-то дополнительные бонусы, там, деньги? Нет, этого не будет. Это референдум, это инструмент Майи Санду в надежде получить больше голосов для себя лично. Поэтому мы сказали, мы в этом не участвуем. Это вообще-то незаконный референдум, мы об этом говорили. Зачем нам участвовать в том, что нам навязала Майя Санду для себя? Те, которые призывают участвовать и голосовать против, тоже помогают Майя Санду, обеспечивают ей явку. Поэтому наша позиция, не надо брать второй бюллетень. Идете на выборы, берете бюллетень, где будут кандидаты в президенты, находите Стоянову, голосуйте. Второй бюллетень вообще не надо брать. Это не наше. Это Майя Санду.
Все, кто против Майя Санду, не должны взять бюллетень для референдума. Вот наша позиция. И мы будем к этому призывать. А те, которые берут и голосуют против, они обеспечат явку для Майя Санду. Майя Санду-то и нужен. Вы видели, когда Майя Санду вышла неделю-полторы назад и начала просить всех, которые против, выйти проголосовать против? То есть они знают, что у них проблема с явкой. Она уже призывает выйти и голосовать против, не только за. Значит, мы правы в своей стратегии. Мы правы. Поэтому выходим, берем только один бюллетень по президентским выборам, второй бюллетень брать не надо. Миха, скажите, пожалуйста, как электросети, газовые сети, банки оказались под иностранцами? Мы что, тупые, не можем определять тем, что имеем? Миха, я с вами согласен, что стратегические предприятия должны остаться в собственности государства. И когда вот буквально несколько недель назад на закрытии сессии парламента возник вопрос, что они хотят продать северные электросети, вот центральные продали еще в конце 90-х, начало 2000-х, и сейчас хотят северные электросети продать. Мы категорически против этого. Мы считаем, что стратегические сегменты экономики должны остаться в собственности государства. В связи с этим у меня вот вы спросили про сети. Давайте вот здесь я чуть-чуть раскрою, потому что было недавно очень много разговоров про Джуджилешт. В 2005 году, когда я стал замминистра экономики, меня пригласил Воронин и назначил ответственным, было отдельное постановление правительства, я как замминистра был ответственным за все, что строилось в Джуджилешт. Когда я туда первый раз пошел, в июне 2005 года, там была одна цистерна ржавая, больше ничего не было. С 2005 по 2009, 4 года, я лично занимался строительством джуджилешской инфраструктуры. Я знаю детально, как это все происходило. И когда я услышал на днях, что Румыния, государственные предприятия, правительство Румынии хотят прибрать этот порт, и наше правительство на это никак не реагирует, ну, для меня, вот для того, который занимался этим проектом серьезно, для меня это предательство национальных интересов. Я сейчас ничего про Румынию не хочу сказать. Но мы строили этот порт для обеспечения энергетической безопасности Республики Молдова. Это единственное окно, через которое мы можем поставлять, покупать, продавать не только сейчас. Тогда было для ГСМ, но сейчас и зерновые терминалы, там грузовые терминалы. Поэтому если нынешний собственник Европейский банк реконструкции и развития хочет продать этот объект, я считаю, что правительство Республики Молдова в срочном порядке. Если нужно брать кредит, берите кредит, под это можно брать кредит. И выкупайте этот порт, чтобы было государственной собственности Республики Молдова. И не говорите мне, что у вас нет инструментов. Есть инструменты. Вы создали там какой-то орган, коллегия по инвестициям, там премьер-министр, руководитель этого органа. Комитет по инвестициям, комитет по инвестициям. В срочном порядке найдите деньги и выкупайте этот порт, чтобы был государственной собственности. Не сделайте вы, мы это сделаем. Мы не поэтому строили этот порт, да, была как частная инвестиция, но с гарантием государства. Что для того, чтобы сейчас это досталось правительству соседней страны. Вы же понимаете, для чего это делается? Для того, чтобы убить конкурента. Потому что если мы будем развивать, и мы развиваем железный порт, это проблема для Галаца, для Констанции, для других, и для Рени очень большая проблема, хотя сейчас там уже ничего не осталось, и для Одессы. Стратегический объект, который должен остаться собственностью государства. По банкам вы сказали, вот смотрите, у меня были цифры, я об этом говорил. Банки отдал Плохотнюк иностранцу. Аргументы были какие? Кража миллиарда. Когда украли миллиард, западники же видели, что деньги уходят из банков. Почему тогда не реагировали? Это вопрос, кстати. Но после кражи миллиарда условием МВФ было продать срочно эти банки, ну, то, что осталось, основные пакеты акций, контрольные пакеты, Агробанк и Молдинкомбанк, продали иностранцам. И у нас сейчас в банковской системе 90 с чем-то процентов доля иностранцев. Они зарабатывают сумасшедшие деньги, 4 или 5 миллиардов лей. В прошлом году эти банки заработали. Для чего? На нашей спине. Для того, чтобы платить дивиденды иностранцам. Конечно, этот вопрос тоже придется решать. Не просто, но решается по-другому. Создается конкуренция.
Государственный инвестиционный банк. Объем основные туда. Более льготные кредитования с покрытием процентов со стороны государства для конкретных предприятий, бизнесов, сегментов национальной экономики, которые создают рабочие места, и все. И потихонечку часть рынка банковского должна уйти от этих банков в руки молдавских граждан. Это будет правильно. Иоров Чеспунди Калиферат. Калиферат из Финитра Пендердистан. Это такой регула колоку, схеме лекарева колоку. Шевнун целеги, он спусом. Кум моменту, когда саможурат в улуму де транспорт, мерфору транспортат пи Калиферат, на контексту Украины, в хост антрекут ансерц. Те, кого трябва сфак аша бань са копери тоати келтуели, ши дин виитор са айба наинти к улуму. Че се întâmplă acolo? Evident ce se întâmplă. Responsul este la suprafață. Stimați colegi, ca de obicei, jumătate de oră, eu mă străduiesc să nu vorbesc mult. Sper că am răspuns la marea majoritate a întrebărilor. Sunt alături de dumneavoastră. Duminică, apropo, că m-ați întrebat, duminică eu voi fi la Nord. Am întrebări la Brăceni, la Iedineț și la Rășcani. Așa că duminică ne vedem la Nord. O să fie întrevederi și azi și mâine în teritoriul colegii noștri și candidatul independent. De ce? Vă mulțumesc, o zi bună și cu Doamne ajută!